Portretul lui Horia este exponatul lunii februarie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Tabloul de pânză în ulei face parte din colecția de artă a muzeului și îl înfățișează pe Horia căpetenia Răscoalei Țărănești din 1784-1785. Portretul nu poartă semnătura vreunui pictor al vremii, însă pare să fie realizat în anul 1783, ultima dată când Horia a fost la Viena. Achiziționat de la Viena dintr-un magazin de antichități în luna aprilie 1943 de către inginerul George Minescu, tabloul a fost donat în 1975 Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Luna februarie, în general, în Alba Iulia, este dedicată lui Horia Cloșca și Creșan, pentru motivul simplu, pentru aici s-a sfârșit practic Răscoala de la 1784-1785, cu tragerea pe roată a doi dintre cei trei bărbați ai neamului românesc. Astăzi vom expune un portret al lui Horia, un portret rar datorită datării acestui portret, secolul XVIII. El este deosebit de important pentru că datarea sa în secolul al XVIII-lea a fost admisă de cel care l-a achiziționat la Viena în aprilie 1943, George Minescu, și care sigur a consultat specialiști în momentul în care a cumpărat, probabil cu o sumă importantă, această piesă. I s-a garantat autenticitatea ei, mai apoi specialiștii din București, pe care cu siguranță îi va fi consultat, i-au oferit aceeași garanție a autenticității. Mai mult, în almanacul Curentul, dedicat anului 1944, a scris despre piesă, considerând-o autentică, George Potra, istoric important, care se baza pe documentație. Chipul real al lui Horia este readus astfel în imaginea celor care vor trece pragul Muzeului Național al Unirii. Este deosebit de important faptul că se întoarce chipul real al lui Horia în zona originară, după ce 160 de ani a stat în colecția unui nobil din Graz, Austria, din colecția căruia în 1943 a ajuns într-un anticariat important din Viena, condus de Victor Reitzner, de unde l-a cumpărat George Minescu. Este o piesă absolut importantă pentru că se știe, chipurile conducătorilor au fost reprezentate mai ales în gravură. Este o pictură în ulei pe pânză, inspirată poate după gravurile lui Iacob Adam, care erau cele mai răspândite în Europa și care au proliferat cel mai mult chipul conducătorilor răscoale din Transilvania. După 229 de ani de la răscoala celor trei mari patrioți, Horia, Cloșca și Crișan, portretul lui Horia se va afla din nou în centrul atenției și va fi expus în Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia pe parcursul lunii februarie.